Țineți minte, aș vrea să pun acest disclaimer la început. Premizele pe care le folosim și faptul că suntem de acord cu ele sunt pur ficționale și e de dragul jocului. Să nu credeți vreo secundă că credem, credem așa ceva, în toate chestiile astea. În unele credem. În unele clar credem, dar nu în toate. Se simte. Bun. Alex Ioniță, care este invitatul de astăzi, George Dumitru și Vlad Olteanu, suntem aici să dezbatem chestii. Deci ce o să se întâmple? Ca să înțelegeți regulile, să fie foarte simple. Fiecare a scris câteva premize și noi avem voie să alegem o premiză de la oricine în afară din premizele noastre. Și ce trebuie, ce o să se întâmple, mai exact, trebuie omul, când ia premiza, să fie de acord cu ce scrie acolo și să argumenteze de ce este de acord cu premiza respectivă. Uh-huh. Pe lângă asta, fiecare are un minut la dispoziție să argumenteze, după care ceilalți au voie să contraargumenteze. Scopul acestui joculeț este tu să-l înfunzi pe celălalt om cât poți de tare cu premizele pe care le-ai scris tu. Deși dacă vreau să-l ajut, îmi vin așa argumente să-l ajut. Poți să-l ajuți. Poți să-l ajuți? Dacă vrei, dar nu ar trebui să-l înfunzi, că ăsta-i scopul. Ok, ok. Atunci îl voi înfunda. Da. Trebuie înfundat omul cât mai tare. Puteți lua de la oricare. Da. Okay. Dar recomand să luăm de la tine. Eu recomand să luați de la mine. Da? Pentru că mie îmi plac premizele mele. Ți-ți plac premizele tale. Chiar așa, tu poți să ții din premizele tale? Nu. Nu poți? Ai voie să iei de la oricine în afară de ale tale. Ok. Okay. Și okay. Da, eu sper să vă fie foarte greu să argumentați ce am scris eu acolo. Cu siguranță o să ne fie foarte greu. Te rog. Bă, luați de la mine, frate. Te rog, servește-te. Vă rog, luați servește-te de la mine. Ai luat bine. Aia bună? Habar n-am ce e. Ești gata, da? Fii atentă. Mamă, e lungă. Toată lumea ar trebui să învețe limbajul semnelor. Oribil. Cred că din ce în ce mai mulți oameni se nasc cu deficiențe. Uh-huh. De asta datorită fast food-ului, știm foarte bine. Muți, orbi, chiori, surzi, nu mai mâncați la Mac. Pentru că dezvoltați abilitățile de a pierde un simț. Și cred că ar trebui să învățăm toți limbajul semnelor, pentru că... sunt foarte... abandonez aia. Ar trebui să învățăm limbajul semnelor. Ar trebui să învățăm limbajul semnelor, pentru că sunt foarte mulți impostori la televiziuni care bagă limbajul semnelor și nu putem să-i verificăm. Ați văzut, da. Sunt multe cazuri de oameni descoperiți ulterior de alt om care săracul știa limbajul semnelor și era, bă, ăsta face căcaturi. Ăsta nici măcar nu transmite nimic. Oamenii mor în case, că ăsta nu le zice de uragane, că face nu știu ce, nu știu cum. Deci trebuie să învățăm pentru siguranța oamenilor care au nevoie de limbajul semnelor, că altfel îi pierdem. Faza e că eu chiar am văzut o știre cu o tipă care eu am văzut multe, de asta a venit făcut în cap. De ampulea, a zis că știe limbajul semnelor și doar era, făcea era așa. Era poliția la o crimă, da. Era poliția la o crimă, o declarație și era una care făcea în toate felurile. A lucrat chiar la poliție. Și au zis, banii, exact, și au zis oamenii, mi-au văzut aminte de aia și mai sunt vreo 2-3 cazuri în ultimii ani. Și eram, frate, ne simți, sunt impostori, dă-o în pula mea. Hai să învățăm limbajul semnelor ca să nu mai avem impostori. Deci ar trebui să fie... Nu, n-ar trebui să fie obligatoriu. Stai că trebuie să nu fiu de acord. Trebuie să-l înfunzi. Eu nu cred. Nu cred că ar trebui să... Nu cred că de ce nu crezi, domnul Oltan? Păi stai că-ți spun. E singurul mod în care poate să facă bani oamenii care știu chestia asta. Adică dacă toți știm să vorbim prin semne... Nu mai există job. Distrugem, a fost ofensiv felul în care ai făcut. Da, da. Asta? Da, da, da. Așa, da, da, limbajul da, da, semnelor. Da, da. E un pic mai mult decât asta. Da, da. Dar și da, înjura multă și lumea. Și vă spun de ce. Pentru că nu cunosc limbajul semnelor. Nici eu. Da. Că dacă îl cunoșteam, făceam așa. Sau adică... ar trebui pur și simplu să îi testeze înainte, să le dea un test înainte. Să care fie o gramatică. Trebuie să aibă un om care știu sigur că știe limbajul semnelor. Da. Și ăla să testeze pe ăla dacă știe limbajul semnelor. Vreau să facem un să-i facă toată lumea o farță. Facem un ANPC al semnelor și mergem și în toate establishmenturile și auzi, verificăm dacă știu aia semnelor. Frate, examen sincron, știi, în piețe, să scoată și ăla și toți după aia să facă după el. Și aia care sunt mai de stradă să facă limbajul semnelor. Da, examenul ăla se numește ca fiind oral? Adică dacă e un examen în care e oral, ăsta în care vezi dacă știi limbajul semnelor? La ei se numește corporal. Păi și cum se numește? Corporal. Corporal? E examen corporal, da. Deci tot conține oral. Tot conține oral. Conține oral, dar... Include și corp. Include, că oralul vine de la corp. Corect. Da.
Te-am dat prea ușor. Da, luați de la mine, vă rog eu frumos. Uite, George, ia-te rog frumos de la mine. În caz de apocalipsă, ar trebui să începem să mâncăm oamenii cu cel mai mic IQ. Ceea ce nici nu vreau să mă... Adică nici nu știu cum mă puteți combate. Pentru că e clar, în caz de apocalipsă, bombe nucleare, chestia absolut tot o să fie prăpădit. O să fie cea mai mare purjolire a câmpiilor și otrăvire a fântânilor. Da. Și atunci, clar, va trebui să apelăm la ce am băgat în bunker. Da, ce am apucat să băgăm în bunker, o să mâncăm mâncare ce avem. La un moment dat va trebui să începem să ne canibalizăm între noi, clar. Și problema e cum o faci. În mod normal, eu m-aș gândi prima oară, iei pe cei mai grași. Dar în momentul în care noi am stat la bunker, ne cam nivelăm ca greutate. Adică în momentul în care l-ai pe unul gras pe acolo, e clar că la face niște mânării. Și atunci, ce mi se pare cea mai bună idee, IQ, pentru că noi va trebui să repopulăm planeta. Da. Și dacă tot trebuie să repopulăm planeta, trebuie să păstrăm oamenii cei mai deștepți și așa mai departe, fit și așa mai departe. Și atunci, oamenii cei mai proști, plus că sunt ușor de prins. Ăia n-au cum să combată, n-au. Aia e clar că stau undeva într-un loc, e o lanternă pe ei, o lumină pe ei, adică nu, sunt penibili. Se bagă într-un bec așa. Se bagă într-un bec ca proștii, să nu mă lua. George, bun. Un minut ai avut să spui, dar n-ai spus cum determini cine are cel mai mic IQ. Da, n-am apucat să zic. Cum determini, exact, asta este întrebarea. Cum îți uite, de exemplu, în grupul ăsta, cum v-ați dai seama? Da, așa e, ne-am dat seama, da. Zic, da. Așa e. Clar, clar. Așa e. Nu am simțit ca Charlie Day, noțiului Sunny Pilates. We're talking about you! Just, yeah, yeah, we need to, yeah. Nu știu. Știu oamenii. Cum poți să determini? E foarte simplu. Ai un raft cu ce mai rămâne, ai conserve și toate astea, știi? Da. Și trebuie să pui trebuie să pui conserve rotunde, trebuie să bagi în spațiu rotund. Ce mai ai, da, ai d-alea, brânză topită triunghi, trebuie să pui în triunghi. Vezi, știi? Ai doză de cola, trebuie să pui la doză de cola. Cine nu nimerește? Dar să știi că grașii au un IQ în a băga astea cum trebuie, fantastic, adică s-ar merg putea pe să fii păcălit. S-ar putea să fie super... Dacă e doar mâncare testul ăsta, grașii nu e doar mâncare. O să fenteze. Dar nu e doar mâncare, e doar băgat forme, forme. În forme, știi? Okay. Forme în bine. Găuri, sau mă rog. Bine, o să fie și forme de prăjituri. Și uite, de exemplu, de exemplu, să zicem că poți să le dai test IQ, la ce IQ te oprești? Da, unde păi tragi linia? Unde tragi linia IQ-ului? Sistemul Jack Welch, ați auzit de Jack Welch? Este unul dintre cei mai faimoși CEOs, e genul de om care... Nu, există, care intervine, vine în companii, sau venea acum, cred că e bătrân, venea în companii și readucea compania pe linia de plutire. Și teoria lui era, the bottom 10% trebuie dați afară. Și atunci nu ai un minim de IQ, ci ultimii 10%... Trebuie te. Dacă toți suntem genii, ne pomenim noi toți patru genii și încă cineva. Bă, deci, un geniu Elon Musk a renunțat la 50% din oameni, deci ultimii 50. Da, dar câtă foame ție? Numărul 1. Alex, tu știu că tu ai când vrea să mănânci foma, bine și să omori primii 6 oameni. A? Da. Se schimbă. Când e de foame, o să se schimbe, o să fie mai mult de 10%. Tu ziceai că toată lumea în buncăr o să stea cu cărțile, o să citească toți. Meditație. Nici unul. Bă, hai să vorbim. Ceea ce din nou, ce e rău în asta? Crește IQ. Crește IQ, da. Poate găsim o soluție. Da. Ieșim dracu din buncărul ăsta. Adică eu cred că chiar și o să fie un incentiv bun. Nu, scuză-mă, dar mie mi se pare că de exemplu nici nu trebuie să fie o apocalipsă. Eu aș face asta în școli. Da. Știi? Dacă tu în școală ai zice, bă, cel mai ultimii 10% i-aș mânca clasa 1, ultimii 10% îi mâncăm. Vezi ce pun oamenii purta pe carte? Vezi ce scrie toată lumea și face temele? Dintr-o dată, dacă implementezi asta în școli, cred că o să mănânci gardianul. Asta o să fie primul. Primul semestru. Da, semestru 2. Semestru 2 ce faci? Primești testele. Foarte bine. Bine. Suficient. Mâncat. Done. I-am mâncat. Da, nu, primești în loc de notă, primești ce sare și piper exact. La pe rezultat, cap. Pe cap. Eu cred că trebuie Marius să la bucătărie, tu la bucătărie. Da. Guys, astăzi avem Marius Pane. Dacă scui pe cineva în gură, ar trebui să fie obligat prin lege să-ți spele mașina. Da. Ok. Deci... Start. Deci, nu, are sens și îmi dau seama și de unde vine treaba asta. Că treaba asta cu pandemia și de ce au mers oamenii cu măști e că nu voiau să fie scuipați în gură. Oh my God. Deci e o chestie de protecție. Și tu dacă reușești suficient de abil cât să scuipi pe cineva în gură, omul ăla evident trebuie să-ți spele mașina. Și nu doar atât, dar e foaia mică, nu încăpeau restul task-urilor pe care le aveau de făcut. Deci asta cred eu, că dacă tu reușești și ai și țintă, te calibrezi ca în Titanic, cum scuipa ăla, știi, direct.
Da, da. Oamenii ăia, știi? E ca, ca în Lord of the Rings, când puneam mâna și ești al meu acum. Ești al meu acum, ești al meu acum. Așa, așa, dacă te-am scuipat și în gură, direct în gură, când râzi, de exemplu. Uite, tu râzi. Nu, 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 stai, stai. Stai, ia micro. În mod normal, tu ești ok. Tu nu, nu râzi, nu, tu nu râzi deloc. Niciodată. Tu nici nu mai interupi. Aș vorbi deci numai eu așa. Cred că asta, asta trebuie, trebuie implementat chiar. E obligatoriu. Eu zic că ar fi greu să n-ar mai vorbi nimeni. Da, își trăi da. Frică constantă. Și unde constantă. Se întâmplă asta cu spălatul? În trafic? Unde, unde, nu, unde trebuie să spele, nu, trebuie să... Nu, oriunde poți. Deci, de exemplu, noi doi ne întâlnim da. Și ține, vorbim. Victor, cum te-ai gândit? Deci, cum și am eu asta? Am nevoie de o spălare da. A mașinii. Da. Da. Și găsesc scuip. Un fraier pe care să-l scuip în gură. Deci, deci pe stradă, de vezi pe oricine și scuipi în gură, el e obligat prin lege să spele mașina. Un om care respiră pe gură e un fraier. Hai să fim serioși. Nu, da. Dar nu doar are gura deschisă. M-au sau are deviație de sept, frate, că eu mai respir pe gură, ok? Eu n-am vrut să o spun. În timpul somnului poți să te scuip? Mouth breather. Că te, să da. Întrebăm, trebuie să te întrebăm distrug. Pe Victor. Ce? Te distrug dacă, noaptea. Vii dacă, și te scuip în somn, că ești dacă, cu gura poți, de poți. Există și declinația asta. Da. Poți în somn, da. Nice. Deci partenera. Bine, adică practic. Dacă intri la om în casă, riști să primești amendă că ai intrat la om și în casă. E valabil și la animale, dacă câinele doarme cu gura deschisă, poți să-l scuip. Da, dar nu știu cât de bine spală mașina. Dar soția? Poți cu soția. Da. Cu asta partenerul zic. Exact. Și cu părinții. Simt că e prea puțin spălatul da. De mașină. Dacă am ajuns să te scuip în gura, ar trebui să îmi dai jumate din avere. De ce? Pentru că, nu știu, e prea, e foarte mult scuipat în gura. Scapi ieftin rău de tot doar să-mi speli mașina. Păi nu, stai, deci tu așa alegi omul practic care să-ți spele mașina. Pe care l-ai dominat. Ce păi da, l-ai în dominat în halul ăla, pui doar să spele mașina, nu știu, da. L-aș face... Dar spavă. E obligat și trebuie să-ți alegi tu ziua în care vine. Eu nu înțeleg okay. chestia asta, da, de stai. După ce că mă scuipi în gură, tot eu trebuie să-ți spăl mașina, adică e... Da. Se pare că e... Asta e, cum e, asta? E leapșa despre să la mașina. Da. Dar n-ai văzut în corporații când e dar cineva tu... jignit, după aia trebuie să facă lucrurile și mai nasoale. E același lucru. Adică l-ai jignit și acum îl pui să facă o chestie jignitoare. Da, are da. Logica de corporație. Și ăla care este scuipat în gură, el n-are niciun cuvânt de zis? Dacă adică scuip, el nu poate zic scuipatul lui înapoi în gură se anulează. Când te băteau, îți luau și mâncare. Erai, bă, dar nu se exact. Poate. Am îndoat, așa e mereu. Ce da, dar e nu mai viață, la George? Școală, Alex Ioniță. Nu mai la școală, dar... Hai că te scuip. Ține gura închisă. Dar n-ai mașină. Ai noroc că n-am mașină, da. Am venit cu trotineta aici. Trebuie n-are... să spăl trotineta, gen, dacă mă scuip în gură? Stai, nu înțeleg cu spălatul ăsta. În primul și primul rând, pe mine, dacă mă scuip în gură, eu două zile nu-mi revin. Adică e o traumă oribilă. Eu nu... Îmi poți să-mi dai tu cheie de la mașină să spăl, să nu stau sub o pătură două zile, numai mă călătesc cu ceai de mentă și e oribil. Așa. Și noi să-și speli o mașină în timpul nu, ăla. Dar n-aș face. Adică ce e asta? E o lege? Ești da, obligat poate, prin lege. Păi asta e că ești obligat prin lege să speli mașina. Eu plec din țară. Next. Next. Yeah. Hai să-i dăm. Hai să iau de pe la... energie. Ia, nu la, nu la de la Băra. Ia de la Olteanu. Nu, nu. Ia de la Olteanu. Da, da, da. Hai să nu mai dăm în ele. Asta are numai zălecul. Da, da, da. Uite ce... Te fuți în cur, țip și ai voie doar la 4 decibeli. Și coaie, ce? Deci ne-am gândit acum, în timpul episodului, că o să schimbăm puțin regulile. Și eu câștig acum. Faza e că eu trebuie să ies bine în toată treaba asta. Da. Și fiecare are drept, dacă se ia premiza de la cineva, de exemplu, dacă ia cineva de la mine, eu am dreptul să-mi apăr premiza. Bun. Next. De la Victor am luat? Nu. Nu, hai să iau de la Victor. Ia, că sunt împreună, da. A, sunt împreună? Păi da. De la premisa anterioară. Că era să o tai... Nu, sunt împreună. Ah, ok. Ai voie să faci sex cu păpuși sexuale doar dacă sunt o replică perfectă a ta, dar cu organele feminine. Cu toții am fost, sunt total de acord cu această premisă, cum se spune de obicei. Cu toții am folosit acea aplicație care te făcea genderul opus, în cazul nostru fiind bărbați te făcea femeie sau alte genderuri. Dar nu când este emisiunea asta ta. În 2023, alte genderuri da. Și ne-a plăcut. Nu puteți să fiți ipocriți. V-ați văzut femeie, v-a plăcut. Deci dacă vă întâlneați pe stradă femeia, ați fi dat acolo. Dar faza e că da. Trebuie să fie o replică unul la unul a ta. Da, dar nu poate să doar fie doar organele cu... sunt. Nu, fața nu. Deci e totul exact ca tine. A, e totul exact ca mine? Am crezut totul... că doar gen nu, fața nu, nu. Și poți să adaug niște păr, nu, niște nu, machiaj. Nu, nimic. E totul exact ca tine. Deci... Singurul lucru care se schimbă este se schimbă genitalele. A, deci să fac... Bă, ar fi moale la mine. Ar fi ok.
Eu sunt, adică eu cu mine, cu un alt corp, cred că aș forma un yin și yang în 69 foarte dreptunghiular. Și mai ales că te cunoști pe tine și știi exact cât duci, cât poți, cât ai găuri, chestii, cred că ar încăpea perfect toate lucrurile. Da, stai, da. Gura cu gura ar fi 1-1 foarte mișto. Asta e. Că eu din ce am văzut aici scrie așa că ai voie să faci sex. Deci nu e... nu ești obligat. Nu ești obligat. Ai voie. Ok. Nu, da. Eu o să fac sex numai cu replica mea. Păi stai, nu scrie ai voie doar... Ai voie doar... Poți să citești adică al patrulea cuvânt acum? Stai, nu scrie ai voie să faci sex cu... Nu scrie doar. Adică gen, nu mai poți să mai faci sex cu nimeni, nimic altceva. Da. Dar știi că e culmea narcisismului. Să faci sex cu tine? Nu v-ați masturbat niciodată în oglindă? Că aia e cea mai aproape de... Nu, am văzut eu într-un film, într-un thriller erotic, pe mine, care zicea, era un psihoterapeut pe ăsta, sex therapist, așa, care zicea că pentru a avea o viață sexuală sănătoasă, ție trebuie să-ți placă foarte mult de tine și atunci ultimul examen pe care poți să-l dai este să te masturbezi în timp ce te uiți la tine în oglindă masturbându-te și să te uiți la tine și să te excite atât de mult ceea ce faci că nu știu ce. Aia, am încercat la un moment dat, nu am putut. Nu e oribil. Adică nu că e oribil, nu e nimic. Nu e mai bine decât orice alt bărbat pe care îl vezi masturbându-se? Deci e bine. Da, the bar is low, cum ar veni. Adică Mai sunt bărbați, dacă vezi un bărbat mai ok decât tine că se masturbează. Nu? Ai văzut cum le-am dat în spate? Ai văzut cum toată lumea? Tufișuri? Nu, mă gândeam la Brad Pitt sau ceva super bine. Ai fost un offside 4 metri. Da. Nici nu e nevoie de var. Nu e nevoie de var aici. Te-a lăsat toată lumea singur? Nu mă înțelege greșit. Brad Pitt, bărba foarte frumos îmbrăcat. Dar nu masturbându-se. Bun. Hai next. Nu mi-e frică, eu n-am mai luat de la băra. Nu am luat de la băra, asta e. Eu zic că Vlad de ce ia mai să iau de la Vlad. Numai bun simț. Vlad e bun simț. E un băiat la locul lui. Îmi place și de Brad Pitt când se masturbează. Nu mai e super băiat. Vreau să rămân asta. Da. Vreau să-mi fac brand din asta. Vreau să mă țin de la cel mai puțin filthy la cel mai filthy. Fii atent cu aia, că am zis că facem treabă cu Vlad. Ia să vedem. Păpușile gonflabile. Obiectifică femeia mai mult decât obiectifică dildourile bărbații? Da. E cu semnul întrebării. E o întrebare. Okay. Deci mă las și să răspund? Da. Asta e un pic să înțeleg. Drăgu. Deci păpușile gonflabile obiectifică femeia mai mult decât obiectifică dildourile bărbații. Ce e mai ofensiv? Da. Ce e mai ofensiv? Dildourile sunt mai ofensive. E la George. Ce e mai ofensiv? Stai un pic, că mi-e greu să înțeleg întrebarea, dar păpușile gonflabile, dar da, mie mi se pare că păpușile gonflabile obiectifică femeia mai mult decât obiectifică dildourile bărbații cumva, pentru că încearcă să replice inclusiv, adică încearcă să replice absolut tot, cumva dildou-ul e doar un obiect, nu e un substitut de bărbat, e doar ceva... Să-ți bagi în pizdă. E o acțiune pe care o faci doar ca să rezolvi o nevoie și așa mai departe. Mi se pare că în momentul în care faci o întreagă păpușă gonflabilă, gândiți-vă în felul următor, că în loc de dildo e și un terminat atașat la dildo-ul respectiv. Cumva mi se pare că e mult mai jignitor decât... știți cum există? Am văzut eu niște filme porno, de ce să mint? E doar un corp. E doar un boost, cumva, până aici de femeie. Ați văzut, știți la ce mă refer? Și faci sex cu el în pat, e doar așa, sunt doar o bucățică. Exact, și pui o pătură peste și așa mai departe. Da. Se pare cumva că e mai simplu, că e mai pe... Am o nevoie, încerc să o satisfacă, atâta. E și mai ieftin, e și mai liniștit, nu știu ce. Pe lângă faptul că păpușile gonflabile, toate sunt o imitație atât de proastă a unei femei, adică e atât de clar că e o copie după o copie de nu e jignitor și felul în care arată din punctul meu de vedere. Deci ca să zic de ce mi se pare greșit. Total greșit. Absolut total greșit, pentru că dildo-ul este obiectificarea este apogeul obiectificării. E doar ca efectiv, și când suntem cunoscuți pentru o chestie. E doar atât, e doar penisul, atât. Păpușile gonflabile aproape ca o personalitate. Mai au o personalitate, mai au arată a om, dar dildo e pur și simplu doar iei partea aia de la bărbat și zici asta este reprezentant pentru bărbați. Asta e tot ce avem nevoie. Așa vezi, noi construim păpuși
pentru cu păr, exact, cu buze, cu ochi, eu am... se închid ochii când o culci, da. Se ridică când eu am seri în care plâng gândindu-mă la asta. Da. Ce e mai... știu că nu are neapărat legătură cu chestia asta, dar cumva ideea de a obiectifica vine și din reacția pe care o ai când vezi persoana în timpul actului. Ce așa. E mai ciudat? E un băiat pe care îl prinzi, nu tu, așa, dar, așa, e, dar un băiat prins că face sex cu o păpușă gonflabilă sau o femeie surprinsă în timp ce folosește un dildo? Mi se pare că dildo-ul e deja detașat de ideea de bărbat. Păi tocmai, e obiectificat. Care o face femeie obiectificat. Singur. Da, dar mi se pare că nu are nicio legătură cu bărbatul. Poate un dildo să vină să te bată dacă e mâncarea rece? Depinde. Lasă asta, lasă asta, aberant, se taie. Poți să prezinți părinților dildo-ul, păpușa poți dacă, să o prezinți părinților. Nu negru, cum să prezinți păpușa părinților? Părinții dacă... pot înțelege conceptul de femeie chiar fără viață în ea. Deci părinților poți să le prezinți o păpușă, dar un dildo nu poți să mergi la cină cu părinții. Poți, e... poți dacă nu e negru. Nu știu ce să zic, e chiar... Bă, negru subțiază, nu l-aș face un dildo negru. Bă, să-mi iau un dildo, un dildo, poate un dildo să aibă grijă de familie? De, păi, poate o păpușă gonflabilă? Nu înțeleg. Adică... Da, așa e, așa. Speram din încredere să treacă acest argument. Nu, e... pe debate we fucking suck, știi? E numai whataboutism din ăla, știi? De... Da. Da, da, dildo poți să cureți pe dedesubt dacă da. Poți să... Așa, păpușa gonflabilă n-ai cum. Mi se pare prin că aveam geam, un argument bun acolo. Prin geam, când okay. stai cu păpușa ta gonflabilă și te uiți la TV, oamenii care trec se uită și zic, uite bă, un om cu, se uită cu probleme psihice. Dar un om care se uită cu un, o femeie care se uită cu un dildo lângă ea, no, din vezi. Start o judeci. În primul rând nu se uită cu dildo lângă ea, se uită cu un dildo în bine, ea, că asta e bine. Funcțiunea. Și nu prea vezi dildo-ul, că bine. Partea importantă a restul... Da. Da, și îi dispare, nu este. În primul rând, tu ești un psihopat că te uiți pe geam la oameni în timp ce ei stau liniștiți să uite la televizor, e treaba asta, lor. Când eram în America, făceam asta, treceam pe lângă casă și mă uitam noaptea la aia, cum știu, aveau draperiile. Ok, trase. Asta e you problem. Dar pe lângă asta, încerca să-și plătească oamenii facturile. Oamenii au probleme psihice, deci asta ce faci, dacă tu faci alte chestii cu păpușa gonflabilă sau cu un dildo, altceva decât să-l folosești pentru sex, deja, da. E, deja e prea mult? Da, nu că e prea mult, dar deja vorbim despre altceva. Mie asta e și cu asta stai, ok. Mă. Ok. Peste ce? Peste ce? Peste faptul că se uita pe geam la... Nu, peste faptul că lui s-a părut ok. Da. Încerca să spună da. De când vezi era pe cineva okay. că stă exact. Cu o păpușă gonflabilă. Exact. Da. E exact. Ceva super în regulă. E super ok. Casually. Când da. Casually te uiți la oameni în casă, da. Eu sunt, eu trag. Da. Trage-mă de la tine, trage de la tine. Nu trag de la mine. Nu trage din stash-ul ăsta. Că aia a fost singura un pic mai așa cu păpuși cu astea. Hai să vedem. Bă, restul sunt super light. De aici, mine. Uite, bine, și bine. La mine. Sunt super light. De la cine ai luat? De la mine. De la Vlad. De și o să ne întoarcem iar la bun simț. Așa. Vezi? Super light. Ia să vedem. De ce se numără anii în primăveri dacă Revelionul este iarna? What? Bună întrebare. Stai că trebuie să mai citesc o dată. Da. De ce se numără anii în primăveri dacă Revelionul este iarna? Păi hai să calculăm. Păi în primul rând, asta e că e întrebare. Sunt de acord cu ea? Da. Nu, e întrebare. Ești de acord cu ea? Sunt întrebarea de acord, e de ce? Da. De ce se numără? Păi se numără în primăveri, da. Mm-hmm. Pentru că eu asta susțin acum, da, că se numără în primăveri. Da. De ce? Pentru că Revelionul este iarna. În primul rând, calendarul gregorian a fost făcut bivolarul. După bivolarul și a fost făcut greșit, că ei erau de fapt 13 luni înainte și au tăiat o lună doar ca să bage februarie, că de aia e odată la 4 ani cu o zi în plus. Și de fapt era ziua în care începea și când se număra, era primăvara. Și au mutat mai târziu că s-a născut Iisus, iarna asta cu Revelionul, căci că e ziua lui Iisus. În primul rând nici n-a fost ziua lui Iisus, în primul rând nu există Iisus, totul este o iluzie, nimic nu e adevărat. Și de aia se numără primăvara, pentru că atunci a fost la început când s-a făcut calendarul. Da. Nu știu ce pula mea. Efectiv, a pus niște cuvinte într-o ordine. Cred că a intrat și niște ideale lui de la stand-up la un moment dat. Da. Pana mea. La o mică AVC la un moment dat. A uite, o mică pauză.
Că nu există Iisus de la... E... Știți era, foarte bine. Era o chestie atât de simplă. Da, de ce nu spunem asta? Are 30 de primăveri. De ce nu spunem că are 30 de ieri? Că Revelionul e iarna, când trece anul, este când iarna. Începe anul, are mult mai iarna. Mult sens. Da. Are 30 de ieri, nu dar 30 de primăveri. Dar încălzirea globală o să facă ca nu lucrurile că Iisus să există. Fie... Da, clar. O să fie primăvară și în Revelion în câțiva ani. Calmează-te, calmați-vă. Da, deci în primul rând că s-a pregătit pentru că știa că o să se fute clima. Ține cu Iisus. Ține cu Iisus. De ce nu se numără în toamne? Că toamna se numără boboci, e întrebarea. De ce anii se numără în primăveri? Eu cred că poți să alegi, pentru că primăvara îți dă viață. Că e un început nou. După început ce... de viață, da. Început de viață și atunci hai să începem anul nou grâul. Acum. Da, așa e, că e expresia aia, anul nou, primăvara. Primăvara e anul nou. Primăvara, anul nou, da. Un an nou fericit. Primăvara. L-au pus ei iarna că era, a fost Sfântul Ion pe 6. Bă, dar stai așa că voi vorbiți în calitate de oameni care stau în emisfera asta. Dar okay. Voi uitați că în Australia iarna e invers, exact. În Argentina iarna e invers, adică la ăia este fucking vară, nici măcar primăvară. Deci... De anul nou. No. Nu, n-am auzit de Australia. Ah, ok. Deci la ăia chiar e primăvară. Îmi am camte când eram mic și am făcut franceză. A, ai vorbim de chestii random? Tu cum... Nu. Schimbat no, iar dar cum, tu când zici, care sunt anotimpurile? Cum le enumeri? Notrădiv... Nu, nu, română, română. A, română. Primăvară, vară, toamnă, iarnă. Primăvară, vară, da. Toamnă, iarnă. Da. E, în franceză era iarnă, primăvară, vară, toamnă. Așa ți le predau. Cu mare și sens. Așa fac francezii. Păi da. Zic iarnă, primăvară, vară, toamnă. Deși eu așa, dacă îmi zici care sunt anotimpurile, eu zic primăvară, vară, toamnă, iarnă. Pentru că atunci începe anul, viața. Dar anul începe iarna. Este răsăritul anotimpurilor. Este răsare soarele primăvara și apune iarna. Mie mi se pare mai logic să-i spui cuiva care... Câte, uite, de exemplu, câte ierni ai tu? Da. Câte am ieri? 32 de ieri. Uite, și aici poți să evaluezi. Te uiți la om și zici, bă, câte au fost bune, câte au fost cu ninsoare, câte au fost care, grele. Și care e problema? Că nici nu mai există anotimpuri. Exact, păi asta nu mai există. Nu asta, mai asta încerc nu să mai zic. Că e un anotimpuri mare. Nu mai avem anotimpuri. În colecții de modă, nu în primăveri. Gen colecția de modă primăvară-vară, câte colecții primăvară-vară ai? Da. Bun. Next. George, eu. Hai de la hai mine, să de la mine. Hai, hai mă să luăm o de la bără, Victor, că te-ai scris băiatul. Hai, uite. Ia să vedem, ia să vedem. Ok, ceva, morți. Bebeluși. Ar trebui să ai voie să fii homofob doar după ce faci sex măcar o dată cu un bărbat. Ceea ce mi se pare absolut normal, pentru că e din categoria dacă n-ai gustat, de unde știi că nu-ți place. Exact. Și atunci, mulțumesc. Clar, ca să fii homofob, trebuie măcar o dată să faci sex cu un bărbat, să vezi ce e bine, despre ce e rău, vorba. Despre ce e vorba. În primul și în primul rând, s-ar putea să-ți placă și atunci ce rost are să fii homofob. Dacă nu-ți place, bă, măcar știi că nu-ți place. Ai argumente, ai experiențe personale. Poți să zici, bă, din experiența mea, Nu e și n-ar trebui nici... It doesn't spark joy. It doesn't spark the sparks. Și atunci e foarte greu să e foarte greu să combați un astfel de om, știi? Adică homofobia lui e ancorată în realitate. Da. Unde oamenii... Unde, Bașca, nu mai există contraargumentul ăla de tu ești homofob pentru că ești de fapt homosexual și ești... Nu. Chiar m-am futut în cur. Și am descoperit că nu sunt homosexual. Și atunci pot să fiu liniștit, un homofob. N-ai cum să-l ataci. N-ai cum să-l ataci. Da, ai cum să-l ataci. Te rog. Ai cum să-l ataci. Anal. În primul rând, ce părere... dacă nu ești pur, de ce aș avea încredere în părerea ta? Un true homofob, când cauți la definiție, e un om care... Practic n-are nicio legătură cu tine, dar te urăște din toți rărâmpii. Am zero respect pentru acei homofobi. Da. Zero respect. Determinați. Pentru că judecă fără să știe. Păi da, despre asta e a fi homofob. Sau fob în general. E să nu să fie frică fără să știi. Ți-e frică de păianjeni. Păi ți-e frică de păianjeni când ai stat cu păianjeni. Ți-a fost frică, ai venit în cap pur. Cu frica de păianjeni. Ce dubioși dacă e frică de păianjeni și n-au văzut niciunul vreodată. Nu, din nou v-ați dus numai pe astea pozitive. Deci un homofob care face sex cu alți bărbați, gata,
o să fie și el la rândul lui, o să afle că el e homosexual și toată lumea o să fie ok și v-ați dus pe astea pozitive. Dar un homofob, adevărat homofob, face sex cu un bărbat ca să fie în continuare homofob. Da. Și să fie și mai nasol. O să-l înrâim prin chestia asta. Păi da. Deci că înrâim. Să știe un homofob exact vrea să crească ce? Populația de gay. El făcând sex mai adaugă la numere. El trebuie să stea pur și să-i urască pe ăștia. Stai puțin, că el nu convinge. Care? El nu convinge pe nimeni să el nu face sex cu un băiat care e deja homosexual. Deci el are censământ, poate să bifeze și gay. Cum o să fac așa ceva? Îl întreabă ăia, ai făcut sex cu un bărbat? Da. Bum. Păi și nu te treabă dacă ai făcut sex cu un bărbat, nu te treabă nimeni. Și doar pentru că ai făcut sex cu un bărbat, nu înseamnă că ești gay. Dar nu înseamnă că pentru ești că gay. Pentru că dacă spui no homo înainte, nu ești. Asta unul la mână. Asta unul la mână. Dubă, trebuie să fii pur în belief-ul tău greșit. Ce ascultăm? De cine ascultăm în general? Societatea asta pe ce e construită? Dumnezeu. Dumnezeu. Dumnezeu, Fecioara Maria. Religie. Oameni puri. Copii. Cine câștigă la România au talent? Copii cu discursuri. Oameni puri. Cu disabilități. Da. Oameni puri care nu știu despre ce vorbesc. Da. Ăia sunt oamenii care trebuie ascultați și sunt true ce sunt ei, fie partizani în ce dracu au. Inclusiv la eu nu pot, din păcate, eu nu pot să am încredere într-un om care judecă ceva fără să știe în cunoștință de cauză, fără de... să-și fi băgat mâinile. De ce ți-aș respecta mâinile? Părerea dacă tu vorbești în cunoștință de cauză? Ne pișăm pe jurnaliști și pe oameni speciali și pe toate astea. Da, dar asta e greșit în societate. Asta e greșit în societate, da. Ar trebui să asculți un om care știe despre ce e vorba. Avem nevoie de... Cum se numește emisiunea asta, Victor? Experți. Ai nevoie de experți. Da. Pentru că tu, dacă ai făcut sex, dragoste cu un bărbat, tu știi exact, uite, nu mi-a plăcut unul, că nu m-a tras de păr, că nu m-a sunat după. Unele deci lucruri, tu ai motive. Victor. Dar voi o să faceți din homofob și mai homofob, de ce ați trecut așa ușor peste asta? Deci avem destul homofob. Cine suntem noi? Noi nu facem nimic. Ideea voastră. Voi o să îl puneți pe... Fii atent. Nu dau nume. Dar așa. Îl puneți pe un homofob. Da. Să facă sex cu un bărbat. Da. Noi nu punem pe nimeni, dar te rog, nu continuăm. Da. Vă doriți. Insistați, argumentați. Citește. Argumentați. Ar trebui, eu ziceam că ar trebui. Ar trebui el o să iasă mult mai agresiv din treaba. Ca să-i respecti părerea, ar trebui. Ar trebui să ai voie să fii homofob. Deci dacă tu nu ai făcut sex cu un alt bărbat, tu nu ai voie să fii homofob. Bun. Înțelegi? Dar de ce e cu strictețea asta și libera exprimare? Așa este. Păi așa e premiza. Nu mi se pare, corect. Ai voie să fii e ca și cum ai spune, băi, mie nu-mi place broccoli și o să fiu obligat să mănânc broccoli ca să pot să susțin că nu-mi place broccoli. Ești obligat să mănânci broccoli odată. Oameni dragi, vă mulțumim foarte mult că ați urmărit această emisiune până aici. Este foarte probabil ca multe chestii să nu le fi văzut pentru că le-am editat pentru că nu erau depus pe YouTube și nu vrem să avem probleme. Dar, din astea 3 minute pe care le-am pus, sperăm că v-a plăcut și vă așteptăm la următorul episod. Cam atât, mulțumesc Alex că ai venit și mi-ai... Stai, tu ai zis și la început și acum iară, mulțumesc mie separat. Care e faza? Sunt dat afară? Ești invitat, tu ești invitat. Ți-am zis că ești invitat. Ești invitat. Eu am crezut că am făcut și pilot, era mamă, mă țin băieți aici, știi, mă țin cald. Nu, am zis să facem prima oară, am zis să facem de test. Da. Și până la urmă să facem unul pe mine, dar să facem tot cu tine. Hai să facem tot cu el. Am înțeles. Deci e ultima oară și apar pe net. Deci ultima oară când apar aici, nu lăsați niciun comentariu, nu dați like. Și la revedere, există content mult mai bun pe YouTube. Eu de-aia ziceam să zici de șef la furculițe. Da, și trați la șef la furculițe unde niciunul de aici nu o să fie vreodată invitat. Vă mulțumesc pentru atenție. De ce? Am crezut că ați vorbit. Oh my God. Eu și am crezut că ți-e clar. Nu ți-era clar, nu? Ba da, scria în mesajul ăla. Dar mi s-a părut funny că a zis-o el, ca și când s-a dus surpriza. Oamenii erau episodul 2, mai e unit? Nu mai e și era dramă. Dar dacă nu vreți dramă pe YouTube, să faceți view-uri cum vreți voi. Bun, hai să mai tragem o dată. Hai să tragem încă o dată, dar cu dramă. O să las toată partea asta, ca să știți. Da. Păi să facem monetizare. Da.